Ce ar putea urma pentru 2023, poate chiar 2024? O piață nu atât de interesantă pe cât ai vrea, dar interesantă pentru cei care sunt atenți, deoarece acolo poți acumulezi pentru a avea ceva profit 2025, 2026, 2027, în zona respectivă. Atunci este momentul, nu când toate deja se duc în sus, atunci este prea târziu. Mulți se întrebau de ce, Daniel, ai cumpărat acum criptomonede și n-ai mai aștepta până când se face reglementarea. Păi să vă zic de ce. Să zicem că se face reglementarea. Ethereum și Bitcoin sunt aceste monede care vor rezista, restul se duc în jos, să spunem așa, sau 90% se vor ce în jos și vor mai fi câteva care se vor înregistra cu SEC. Păi vreau să intru dinainte, dinaintea instituțiilor, vreau să intru dinaintea trilioanelor care vor urma. Nu vreau să aștept până momentul ăla ca să văd din nou că toate se duc la cer în câteva săptămâni, într-o lună, două, trei și să cumpăr din nou spre top. Nu vreau asta și nici voi nu ați vrea asta, ați vrea să intrați în înainte ca să intre aceste trilioane. Țineți-o pe monedele mari, Bitcoin, Ether, mare parte din portofoliu și apoi riscați pe astea mici după ce v-ați făcut anumite research -uri. Poate pe un Atom, poate pe o Solana, poate pe un BNB, poate pe astea un pic mai mici. Încercați un risc, o parte din risc să-l duceți acolo, dacă desigur vă permiteți acel risc. Important este să intrați înaintea acestor instituții care e destul de clar că vor intra la un moment dat. Cel puțin mie mi-e clar că nu pleacă nicăieri. Ne-a zis și Larry Fink, care este CEO la BlackRock, ne-a zis că viitorul este un tokenizat, da? e, e, destul de clar, nu pleacă. Acum suntem în etapa aia pieței în care tot zic din nou, carita, scripto, nu înțeleg mulți care au 50 de ani, nu înțeleg ce s-a criptomonedele, fac iarăși același lucru cu caritas cu energia, că folosesc energie, nu știu ce, că alte chestii, ăla e momentul care te interesează de fapt. De ce zic ei toate astea? Deoarece prind de la public, înțelegi? Mă ajută celor care fac content, unii recunosc, unii nu. Fac pentru a prinde la content, nu? Ce prinde la content în momentul ăsta când ești în bear market? Acțiunile, v-am zis eu de acțiunea aia că este nu știu ce Tesla, v-am zis eu că este mult prea sus, se duce. Toată lumea a migrat, ok? A migrat din partea asta de super bullish, în care toți erau bullish, 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 în partea asta negativă, doar ce asta vrea utilizatorul, tu. Tu în momentul de față când intri pe YouTube, ce cauți? Cauți Bitcoin să duce la la un milion, Bitcoin se duce la 500 de mii, Bitcoin se duce la. Nu, cauți, bitcoin se duce la 5.000, la 3000, la 1000, la 500 de dolari sau de-astea cauți, nu? Cauți, mintea umană este interesantă. Când lucrurile merg bine, mintea umană caută numai de bine. Adică dacă Bitcoin ar fi acum la 50.000 și ar fi urcat de la 20.000 la 50.000, mintea umană ar fi zis cât de sus se duce. Vreau să știu cât de sus se duce Bitcoin. Se duce pe YouTube și caută. Cât de sus merge Bitcoin? Se duce la 100.000. Bam, se duce la și cel care face content, desigur, va da exact ce vrea utilizatorul, nu? Ca să se uite la el. Și face titularea Bitcoin 100 de mii, Bitcoin 200 de mii, Bitcoin 300 de mii. Apoi se termină treaba aia și apoi migrează și spre partea cealaltă. Pică piața minus 75%, la 100, minus 80%, la 100, ce caută utilizatorul final? Adică tu. Păi cauți Bitcoin să duce la 3000, Bitcoin să duce la 2000, Bitcoin să duce la 1000, Bitcoin să duce la 0 și tot așa. Ei, bam, au migrat, fac content pe cealaltă parte. Bitcoin să duce la nu știu cât, Bitcoin să duce la nu știu cât și tot așa. În mare parte, cei care se apucă de content fac content ăsta în extreme. Fie ai o extremă foarte joasă, adică zici un preț Bitcoin foarte jos ca să șochezi oamenii, nu? Ca să, boi ce se întâmplă? Uite, asta a zis că sau ce nu știu. Fie în șochezi la acel albon, Bitcoin la 250.000, uite ce a zis ăsta și vorbești despre ce a zis el, uite ce a zis, că se duce la 200.000, la 500.000 și apoi la cealaltă parte se duce la 3.000, la 2.000, la 1.000, la 500 și tot așa. Trebuie să vă delimitați în sfârșit de aceste mentalități și să fiți realiști, da? să faceți voi analiza voastră, să vă delimitați de cei super super hype și cei super bearish, deoarece în mare parte cineva o să aibă dreptate la un moment dat, poate cineva are dreptate, dar să înțelegi că dacă are dreptate este noroc în mare parte, dacă cineva zice că Bitcoin se duce la 1000 și se duce, este noroc, da, ok, doar ce nimeni nu o să știe exact unde se duce piața, poți să ai probabilități, poți să fiu de acord cu cineva care are anumite targeturi de preț, dar îmi dă o explicație și îmi zice că sunt probabilități, nu că știe exact unde se duce prețul. E momentul să vă delimitați ușor, ușor de aceste părți, să fiți într-un fel la mijloc, să înțelegeți totuși că e oportunitatea acolo, se poate duce mai jos, dar nu să fiți atât de beriș. De ce? Doar ce pierdeți subsolul, da, pierdeți subsolul, doar ce poate așteptați Bitcoin la 3000, la 2000, la 1000 și nu se duce niciodată acolo, cum s-a mai întâmplat și în trecut. La fel și în partea de sus. Dacă ești prea bullish, pierzi să mai retragi din profitul făcut. Câți, câți au făcut greșeala asta? Mulți trebuie au făcut. Dar ce vedeți numai titlul, 100.000, de 300.000, 200 de mii, Nu vând până nu se duce la 200 de Mi-a zis mie analistul ăla, nu știu care, pe care l-a văzut ieri pe, pe, YouTube sau nu știu unde. Deci nu trebuie să, dacă vreți să câștigați în acest joc, trebuie să fiți la mijloc undeva. Ok? Trebuie să fiți la mijloc. Nici nu să fiți într-o super extremă, nici în sus, nici în jos, trebuie să fiți cu capul pe umeri. Și o să vedeți lucrurile total diferit. O să vedeți lucrurile total, total diferit.